Când toată lumea se aștepta la un scandal între Antonia și Vincenzo, cei doi s-au pupat astăzi când au dat nas în nas la tribunal. Celebra cântăreață și fostul soț luptă pentru custodia fetiței lor Maya, însă deocamdată nu au ajuns la nicio înțelegere, așa că următorul termen în proces a fost fixat pentru data de 3 iunie. Orice persoană cred că e foarte greu, îți dai seama. Antonia și Vincenzo Castellano s-au înarmat cu avocați și au pornit la război. Miza este mare, custodia fetiței lor, Maya. Te-ai gândit vreodată că veți ajunge la judecată? N-am cum să vă dau nicio declarație, vă rog, nu vă supărați. Bună dimineața, ce faci? Cel care mereu a încercat să-i împace, Ciro Castellano, tatăl lui Vincenzo, a ajuns și el într-un final la tribunal. Dacă la venire toți au fost cam rezervați în declarații, după ce s-a terminat procesul, fiecare a ieșit cu zâmbetul pe buze. Am stabilit un termen în care vom încerca să rezolvăm pe cale amiabilă totul. Cu soluții favorabile Antoniei? Cu soluții favorabile pentru toată lumea. Cum a fost întâlnirea? Frumos, ne-am pupat. V-ați zâmbit, i-ai strâns mâna, a fost... Nu, normal, ca părinții. Este mama copilului meu, nu sunt nimic pentru ea, nu. Unde este micuța voastră? Ne înțelegem, e bine pentru ea, dar afară... Se pare că după întâlnirea de azi s-a dat un nou termen pentru a ajunge la o concluzie în privința custodiei celei mici.